Caravana Siguranța Auto Copii este un proiect al Fundației Siguranța Auto Copii și al Rotary Club Cismigiu, District România Republica Moldova, care a început în urmă cu 2 ani și care până acum a avut peste 30 de opriri, atât la noi cât și dincolo de Prut, scopul fiind acela de a crește gradul de conștientizare al părinților, al bunicilor, al adulților responsabili în ceea ce privește regulile de siguranță rutieră pentru cei mici. De ce? De unde a pornit proiectul? Pentru că suntem țara europeană care de peste 10 ani este în topul victimizării în rândul copiilor în ceea ce privește accidentele rutiere. Și sunt lucruri atât de ușor de prevenit, pentru că a preveni este cu mult mai eficient și cu mult mai ieftin decât a trata. Iar drama unui accident rutier cu victime copii nu se compară cu niciun alt tip de dramă pe care un părinte îl poate trăi. În aceste caravane încercăm să le oferim părinților atât experiențe practice din care să înțeleagă rolul centurii de siguranță, rolul dispozitivelor de transport a copiilor, adică scaunelor auto, cât și ce înseamnă conduita preventivă la volan, ce înseamnă să nu conduci sub influența băuturilor alcoolice, să nu conduci sub influența diverselor substanțe care îți alterează capacitatea de concentrare la volan, să nu conduci obosit și de asemenea care sunt diferitele tipuri de distracție, să spunem, sau de distragerea atenției care te pot împiedica să fii concentrat asupra călătoriei tale. De aceea, cu ajutorul simulatorului de impact frontal, a ochelarilor care deformează percepția normală sau a scenariilor de realitate virtuală, venim în sprijinul înțelegerii acestor concepte cu ajutorul partenerilor de la Crucea Roșie sau de la Fundația pentru Smurt și de la Poliția Română. De asemenea, le oferim părinților noțiuni de prim ajutor pentru accidente cu victime copii, când să intervină, când să nu intervină, cum să intervină dacă este cazul, sau asupra altor situații care pot pune în primejdie viața celor mici. Sperăm ca prin această activitate numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați cei mici să scadă și să avem un impact pozitiv asupra a ce înseamnă dezvoltarea și creșterea armonioasă a copiilor din România.